înviat. Adevărat a înviat. Și ochii lor erau ținuți să nu-L cunoască. Acesta este miezul Evangheliei de astăzi. Dar L-au cunoscut pe El la frângerea pâinii. Atunci ochii lor s-au deschis, iar ei au zis murmurând în sine: oare nu aveam noi inimile arzând pentru Dânsul când ne vorbea Scripturile pe cal? Deci aici se redau două tablouri. Unul de dinainte de înviere, când ochii lor erau ținuți să nu-L cunoască, și repet, doar din fugă câteva semne. La lipirea urechii slugii arhereului. Prima minune făcută de Iisus, din care ar fi putut deduce că în acord de lucrat cu Fiul lui Dumnezeu. Nu L-au cunoscut. Când i-a întrebat din nou: de ce ați venit ca la un tâlhar cu bâte și cu ciomege și cu săbii, când am fost cu voi în toate zilele în templu și v-am propovăduit? Nu L-au cunoscut, nu i-au înțeles cuvântul. De fapt, Hristos ce-a vrut să le spună? N-am uns eu ochii orbului cu tine? N-am vindecat eu mâna uscată? N-am oprit eu curgerea de sânge? N-am înviat eu pe fiica lui Iair? N-am îndreptat pe femeia gârbovă? Mai sunt necesare mărturiile? Nu L-au cunoscut. A ajuns până în fața crucii. I-au bătut cuiele, iar El a răspuns într-o străpungere de durere: iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac, nu le socoti păcatul. De ce? Furia și mânia arhiereilor Ana și Caiafa, pe lângă manipularea maselor de a-L urâ și a-L răstihni pe considerentul hulei, au făcut ca lumea întreagă să se mire în momentul când s-a întunecat cerul și s-a făcut întuneric pe fața la tot pământul, când soarele și-a ascuns lumina, când catapeteasma s-a rupt, când pietrele s-au despicat. Nu L-au cunoscut, aveau ochii legați să nu-L cunoască. Iarăși, când i-au spus: de ești Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-te pe tine cum ai mântuit pe alții, era categoric că avea ochii legați să nu-L cunoască. Când i-au spus: dă-te jos de pe cruce și te mântuiește, a crezut în Dumnezeu, să vină, a spus că e Fiul lui Dumnezeu, să vină și să-L mântuiască. Nu L-au cunoscut. A trecut prin ușa mormântului, dacă vreți, prin piatra mormântului. Au adormit străjerii, a dormit și sutașul. Nu L-au cunoscut. S-a arătat prin ușile încuiate. Nu L-au cunoscut. S-a arătat, în schimb, pentru a doua oară, deci ca să vedeți mărturie, pentru a doua oară. Și aici începe schimbul de tablouri. De acum avem de-a face cu lumea spirituală, cu lumea nemărginită, cu atotputernicia lui Dumnezeu, cu toată puterea Lui și cu toată slava Lui. Intrând a doua oară prin ușile încuiate, le-a spus ucenicilor: bucurați-vă, pace vouă. Toma, adu-ți degetul în coastă și pune în semnul cuielor și fii credincios, nu necredincios. Și spune troparul, care este acolo la slava vecernii: atinge-te, Toma, și pipăie semnul cuielor și vezi coasta îndumnezeirii. Iar Toma, simțind coasta de văpaie, că așa este troparul descris, a strigat cu glas mare și a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu, slavă ție! Deci iată, de ce li s-a deschis ochii să-L cunoască? Pentru că au forțat mărturia învierii. Și care a fost cuvântul major? Dacă nu pun mâna în cuie și nu pipăi semnul și coasta, nu voi crede. Categoric. Deci este prima deschidere de ochi a apostolului Toma și a celor 12 apostoli. S-a dus Ioan cu Petru la mormânt și a văzut giulgiurile singure zăcând. Nu fac teologia giulgiurilor din nou ca ieri, ci doar atât v-am spus, deoseb de o parte sarcofagul capului, sarcofagul trupului, după forma trupului, iar Mântuitorul înviat. Și s-au dus cu bucurie în Galileea spunând: a înviat Domnul! Aceiași apostoli care au spus că au văzut pe Domnul, am văzut pe Domnul și că a înviat, de data aceasta în drumul Emausului și apoi ne întoarcem de unde am rămas, spun așa: ba niște femei de ale noastre ne-au mai spus că au văzut vederi de îngeri. Deci iarăși s-au derudat. Deci au văzut femeile îngerii și nu i-a văzut bărbații apostolii, pentru că au fugit ca niște morți, ca niște lași și s-au ascuns. Iar ele au stat și au înfruntat calvarul crucii cu suspinul inimii, nu cu sabia, nu cu bâta, cu smerenia. În momentul în care mironosițele vin la mormânt dis de dimineață, își pun întrebarea: cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Și în clipa aceea se arată Hristos în fața lor și ce cuvânt frumos le spune: bucurați-vă, pace vouă! S-au bucurat cu bucurie multă și cuprinzându-i picioarele, le-au sărutat. Ce ar fi făcut o femeie la semnul ranelor, a infecțiilor, a cuielor, a tumefierilor? Sigur că ar fi reacționat cu spaimă sau cu frică. Deci lor nu li s-a arătat Hristos cel chinuit, cum spune Oliver Clement. Deci nu vine să va, deci nu s-a arătat cu trupul morții, ci s-a arătat cu trupul slavei. În momentul în care ajung la mormânt, Maria Magdalena, derutată, umblă din nou ca bezmetica prin grădină, dă cu ochii de Iisus, ochii se închid pentru îndoiala ei, deci nu mai era lămurită, și întreabă: grădinarule, nu știu unde l-au pus, au furat pe Domnul meu. Sigur că aici Mântuitorul a fost foarte aspru și categoric. Marie! Și de ce a tresărit Maria? Chiar îngerii s-au speriat de vocea lui, care stăteau unul la cap și unul la picioare. Erau mărturiile din cer. Ce spun mărturiile din cer femeilor mironosițe când ajung la mormânt și găsesc piatra prăvălită? De ce căutați pe cel viu cu cei morți? Nu este aici! S-a suit în lumina cea pururea viitoare, unde nu încape umbră de schimbare. Adică nu mai este îndoială că învierea nu ar fi o realitate. Deja este pe scaunul Tatălui, este lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut. Deci iată, îngerii vestesc prima porțiune din crez, importantă ca dogmă în unitatea fiască și părintească a treimii, între ipostasul Fiului și ipostasul Tatălui în ființa treimii. Deci iată cât de adâncă este învățătura. Și în clipa aceea Maria tresare și îl vede pe Iisus, dar îl confundă cu grădinarul, cum v-am spus. Au furat pe Domnul meu. În momentul când o ceartă, ea își aduce aminte, dar Mântuitorul îi atrage atenția și îi explică: nu mă atinge. Nu mă atinge. De ce nu i-a dat voie să-l atingă? Pentru că nici Moise n-a mai văzut pământul făgăduinței pentru îndoială, ci a intrat numai Iosua Navi și a trecut poporul cu Iordanul în țara sfântă, iar el a murit pe muntele Nebo, văzând pământul făgăduinței. Așa și Maria Magdalena: dacă mi-ai sărutat picioarele și mi le-ai îmbrățișat și v-am binecuvântat și v-ați bucurat, de ce te îndoiești de învierea mea? Și atunci Maria Magdalena strigă: Domnul meu și Dumnezeul meu, slavă ție! Deci aceeași mărturie pe care a adus-o și cine? Toma, Deci iată încă o a doua mărturie concretă de convingerea învierii. Și a mers Maria Magdalena cu bucurie vestind apostolilor că a văzut pe Domnul. În momentul în care trecem și de ziua a 8-a, când s-a arătat lui Toma și i-a atins coasta, cei 12 apostoli încă stăteau ascunși, încă n-aveau curajul să se afișeze. Deci, deși erau clare semnele învierii, încă aveau certitudine și incertitudine și îndoială. Și într-un sat, ați văzut și Evanghelia de astăzi cum arată, ca la 60 de stadii, deci undeva, asta înseamnă un 30-40 de kilometri. Deci, doi oameni, unul Luca și unul Cleopa, mergeau pe drum discutând ce? Despre îndoiala care am discutat noi adineauri. Despre Scripturi. Și erau triști. Cel de-al treilea care îi ajunge drumeți pe cale, îi întreabă, de ce sunteți triști? Deci era capătul de vorbă care trebuia luat ca să intre, să poată să se concretizeze o a treia mărturie a învierii clară. Trebuia dus argumentul învierii în mai multe părți, pentru că în felul acesta dădea curaj apostolilor să înceapă să se miște la propovăduire. Ei încă stăteau speriați, așa ca de tunet. Și atunci apostolii cumva s-au impulsionat sufletește și au spus, păi da, tu ești singur în Ierusalim, ești străin, tu nu știi toate evenimentele, nu știi mass media ierusalimiteană cu ce se ocupă din gură în gură. Nu. Păi nu știi că am avut noi un bărbat drept în cuvânt, Iisus, învățător și credeam că El va fi izbăvitorul. Și cum l-au prins mai marii noștri, nevinovat fiind, și l-au dat la moarte, și l-au răstignit pe cruce, și l-au pus în mormânt și zice, să spune că ar fi înviat, ba niște femei de ale noastre ne-a și speriat, spunând că au văzut la mormânt și arătări de îngeri și nu știm ce să credem. Și ce le spune Mântuitorul? O, nepricepuților cu mintea! O, zăbavnicilor cu mintea și cu inima! N-ați priceput oare că Fiul omului, ca să ajungă în slavă, trebuie să pătimească? Și le-a vorbit toate Scripturile, de la Moise și până la înviere. Deci vă dați seama, ar fi foarte interesant, dar pe vremea aceea nu era reportofon, să fi prins o predică a Mântuitorului Iisus Hristos sau cuvântul de învățătură pe care l-a dat celor doi apostoli, timp de 40 de kilometri de mers pe jos. Deci era ceva superb. Dar oricum, atât de fascinați au fost, că nu și-au dat seama ce? Că din amiază, de când ei mergeau pe cale, până spre seară când s-a amurgit, că distanța a trecut atât de repede și i-au ajuns atât de repede la satul cu pricina, încât călătorul s-a făcut că pleacă mai departe. Și atunci ei, din proprie inițiativă, mângâiați sufletește de cuvintele acestui mare drumeț care le-a putut descătușa inima de atâta opresiune și stare sufletească negativă, zice, dar n-ai vrea să rămâi cu noi, căci vremea e spre seară. Și Iisus a intrat în casă și, cum v-am spus și altă dată, în casa iudeului cel mai frumos lucru este când te duci, așa era tradiția de demult, să-ți pună pâine și vin, care înseamnă bun venit, sau Paște, care ați luat voi în noaptea de înviere. La care Mântuitorul, luând pâinea și binecuvântând și frângând, s-a făcut nevăzut. Acum teoriile și învățăturile Sfinților Părinți sunt împărțite. Se pare că în momentul în care a binecuvântat-o, Duhul Sfânt l-a făcut nevăzut, deși el stătea prezent de față, fie că din nou, arătând puterea Euharistiei, a intrat în chipul pâinii, fie că în momentul în care le-a terminat liturghia s-a înălțat la Tatăl, Din nou s-a dus, pentru că de acum avea libertate de mișcare dumnezeiască prin atributele divine, iar ei, repet, așa spune Evanghelia, abia atunci le s-au deschis ochii să-L cunoască și s-au întors cu bucurie mare la Ierusalim. Deci vă dați seama? Era seara, era obosiți, era o zi de mers. Nu. Înapoi cu cale la Ierusalim. Și atunci își pun ei întrebarea, oare n-ardea inima noastră pentru dânsul? Aici trebuie să fim și noi creștini atenți la următorul lucru. Și-s trei lucruri distincte. Prima mărturie a învierii este potirul, a doua mărturie a învierii este preotul care îl simbolizează pe apostol, a treia mărturie a învierii este Emausul sau biserica, iar cealaltă mărturie a învierii este deschiderea inimii și a ochilor în momentul împărtășirii. Avem acel nărav sau acel tipic de a spune, n-am fost la biserică, am ascultat slujba la televizor, dar Duhul Sfânt a venit prin priză. N-am fost la biserică, m-am rugat eu de unul singur. Și aici învățăturile acestea ale Filocaliei spun că un Doamne miluiește din biserică este echivalent cu o psaltire în casa ta. Deci mai vine, vii până în biserică și spui un Doamne miluiește și ești prezent la Sfânta Euharistie decât să citești odată psaltirea în casa ta. Iar Sfântul Vasile cel Mare legiferează și spune, cine este scutit de biserică în ziua sărbătorii când e Sfânta Liturghie? Numai cel care dacă ar cădea casa pe el nu s-ar putea mișca din pat să se ferească de primejdie. Apoi câți din noi se scoală la ora 9 cu lenea în oase și pun de o cafea, mai sun un prieten, mai schimb un program la televizor și pe la ora 12 de-abia se urnește din pat și se spală fie pe față sau pe dinți și ies un pic să se plimbe în oraș să se dezmorțească. Deci prima dezmorțire o face în fața Sfintei Icoane. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! De aici ne-a și rămas rugăciunea de mulțumire sau de slavă, de aceea spune Domnul meu și Dumnezeul meu, slavă ție! E întoarcerea formei cuvântului de mulțumire. Deci ori spunem Doamne, slavă ție, Doamne, slavă ție, ori Domnul meu și Dumnezeul meu, slavă ție! Deci este prima formă a rugăciunii de mulțumire pe care o adresăm lui Dumnezeu. Iar a doua formă a rugăciunii de mulțumire este aceasta. Gustați și vedeți că bun este Domnul. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Deci aici, la această mărturie a învierii din drumul Emausului, Hristos, după liturghia din noaptea învierii, când propriul trup devine prescură și crucea devine altar și mormântul sfântă masă, de data aceasta, casa din Emaus, cu masa ei și cu cei doi apostoli, devine sfântă masă și altarii ei devin slujitorii și Hristos este Cel care transformă euharistic pâinea și ne instituie, dacă vreți, într-un cuvânt, pentru prima dată după înviere, Sfânta Liturghie, pentru că cea de dinainte de înviere este în Joia Mare. Luați, mâncați, beți dintr-o acesta toți. Lasă-mă-i taradaica. Deci în momentul în care Mântuitorul face Sfânta Liturghie, ce vine să spună? Vine să ne spună doar un singur lucru. Nu mă veți cunoaște decât în Sfânta Liturghie. Nu mă căutați în altă parte. Puteți merge stadii întregi sau puteți merge ulițe întregi, drumuri întregi, căutați-mă unde vreți voi. Dar nu mă veți vedea și ochii voștri nu se vor deschide decât la frângerea pâinii. Tocmai de aceea, cel mai important și mai solemn moment ortodox, sau cum spunea, sublimul iubirii divine este Euharistia sau Sfânta Liturghie. Deci asta vine Iisus să arate astăzi și tocmai de aceea s-au întors veseli de la Ierusalim cu putere multă, vestind ucenicilor că l-au văzut pe Domnul. Și de aici înainte se va mai arăta Domnul de două ori. Deci odată se va arăta la Marea Tiberiadei când ei n-au vânat nimic și au vânat toată noaptea. Și vedeți, și aici e o taină interesantă. Vin apostolii și spun: Doamne, dar dacă toată noaptea am vânat și n-am prins nimic? Păi da, dragă, v-ați dus noaptea la vânat. Unde ajung acum când spun acest cuvânt? De unde am încheiat ieri? Umblați în lumină cât sunteți fii ai luminii, că cei ce umblă în întuneric nu știu unde merg, dar cei ce umblă în lumină sunt fiii luminii și umblați în lumină cât lumina este la voi. Și tot aici mă justific. De ce? Cei din iad cu pași repezi mergeau spre lumina cea neapropiată a învierii. Pentru că ieri am spus, pentru 3 motive s-a coborât Hristos în iad. Să-l caute pe Adam întâi dintre muritori, să șteargă acest păcat al neascultării adamice. 2. Să scoată drepții Vechiului Testament. Și 3. Să lege pe dracu în fundul iadului, ca să stea acolo unde îi place lui și răzit lui de când a creat Dumnezeu mai înainte de întemeierea lumii, așa spune. Și să ia ce? Toate neamurile, deci cele care au ascultat propovăduirea Evangheliei 30 de ore cât a stat Mântuitorul cu sufletul în iad, să poată pleca și ele la cer, la lumină, lumină spre descoperirea neamurilor. De ce v-am amintit lucrul acesta? Ca să înțelegeți că în ochii apostolilor la Emaus nu era lumină. Aveau ochii ținut să nu-L cunoască, deci îl percepeau ca pe un om, nu ca pe un Dumnezeu. Iar percepția ca Dumnezeu s-a făcut în clipa împărtășirii. Vi s-a întâmplat vreodată când vă împărtășiți, spun eu, nu știu ce știți voi, să simți așa un fior care te trece prin tot trupul? Acela-i darul Dumnezeu care te cercetează. Deci acel fior te trezește la sentimente mai bune, la gând curat de rugăciune, la gând curat de evlavie, la gând curat de bucurie, la gând curat de smerenie. De ce? Pentru că te-ai îndumnezeit prin cinstitul trup al Mântuitorului Iisus Hristos. Și sânge. În momentul în care le spune să vâneze, ei aruncă așa ca pentru o încercare, dar mai mult ca o ascultare, mreaja de-a dreapta corăbiei, nu de-a stânga. Adică s-a terminat vremea Vechiului Testament. Ce aruncați de-a dreapta corăbiei. Și-au prins mulțime mare de pești, mari și mici, de era să se scufunde corăbiile. Și spune acolo, 153, sunt Evanghelii Învierii. Mi-a părut rău că n-am luat cartea, fiindcă vi le reproduceam pe rând, pe toate. În momentul în care Iisus mai vine încă o dată la Marea Tiberiadei, cerând de mâncare, iar apostolii spun: am vânat toată noaptea, dar n-am prins nimic, și se aruncă în mare după pește. Hristos deja frige pește pe mal și cine este primul din apă? Petru. Gol! Așa umbla el la pescuit, să nu ude hainele, era sărac și avea puține. Și când a văzut că-i Domnul, rapid s-a îmbrăcat și a spus: am văzut pe Domnul. Dar Mântuitorul nu venise pentru pește, ci venise să-i frigă inima, așa cum se frige peștele pe țiglă, pe piatră. Și îl întreabă pe Petru la întoarcerea la apostolie: Petre, mă iubești tu pe mine? Da, Doamne, te iubesc. Ea întreabă tu orice personaj din biserică, oricine ar fi el creștin ortodox, îl iubești pe Domnul? Da! Cum? Și chiar îl iubești tu pe Domnul? Da, mai încape vorbă. Și chiar îl iubești pe Domnul? Da! Păi dacă îl iubești pe Domnul, de ce fumezi? Dacă îl iubești pe Domnul, de ce desfrânezi? Dacă îl iubești pe Domnul, de ce te îmbeți? De ce te lăcomești peste măsură? De ce ajungi să faci crimă? De ce ajungi să porți ură? De ce bați tribunalele? De ce ai treabă cu poliția? De ce ai treabă cu procuratura? De ce ai treabă cu sabia și cu parul și cu răzbunarea și cu ura și cu zavistea și cu pisma și cu invidia și cu mândria? Păi îl iubești pe Domnul? Nu-l iubești pe Domnul. Deci cu aceeași mărturie a venit Petru din nou, nu în aroganță, ci în smerenie. Deci, Petru a fost cel mai smerit dintre apostoli pe 2 considerente. Niciodată n-a fost mustrat de Hristos, să țineți minte lucrul acesta. Niciodată n-a fost mustrat de Hristos pentru lepădarea de la locul pardosit cu pietre de la Gavata sau pentru locul de la casa arhiereului, din curtea arhiereului, când el a spus că nu-l cunoaște pe Iisus și blestemat să fie de cunoaște omul acesta. Iisus nu i-a reproșat-o niciodată, dar în schimb, el s-a simțit tot timpul apăsat și încordat de această nedescătușare, pentru că în momentul când are cineva cu tine și îți explică ce are, tu te liniștești, dar când te lasă să fierbi în sucul propriu, nu știi ce ai de făcut. Și atunci Petru tot timpul era într-o continuă frământare. Dar de ce îi lăsase Dumnezeu frământarea aceasta? Este acea, cum se spune, o varga conștiinței care și la noi lucrează, dar lucrează până la un timp. Când începe omul să devină nesâmțit, chiar nu mai vrea să lucreze. Adică ce spune? Și vă dau și răspunsurile la această vargă. Unde se va duce toată lumea când va muri, acolo voi merge și eu. N-a venit nimeni de pe lumea cealaltă să spună cum e acolo ca să știi. Dumnezeu știe, păi chiar că El știe. N-a spus că eu știu de unde merg și unde mă duc, voi nu știți de unde mergeți, de unde veniți sau de unde vă duceți. Sau spuneți ce? Lasă, dragă, ce o să facă toată lumea, fac și eu, serios. Sau iarăși aceeași vorbă. Dau eu socoteală pentru păcatele mele, nu dă nimeni. Serios? E foarte interesant. Aș vrea să văd un singur om care poate spune într-un cuvânt, eu pot da socoteală de păcatele mele. Un singur om să zică, da, uite, eu dacă mă duc înaintea lui Hristos, odată mă încordez așa cu mâna în șol și mă uit la... Ce adică, Doamne, tu ai ceva cu păcatele mele? Cine te crezi? Nu, dragă. La Dumnezeu... numai dreptatea noastră e ca o cârpă lepădată, adică chiar când am face bine. Și apostolul Pavel vine așa și se uită o leacă urât pe sub sprâncene, că era un tip foarte așa nervos și iute, și spune, zice, și când toate le-ai făcut, slugi netrebnice să vă chemați, pentru că pe alea trebuia să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați. Adică să nu credeți că dacă am postit suntem sfinți, dacă ne-am împărtășit suntem sfinți, dacă suntem în biserică suntem sfinți, nu. E o muncă asiduă și continuă de curățire sufletească. Eu vă spun sincer, deci tot ce s-a clădit în 6 săptămâni de post, dacă este un om neînfrânat, în 2 zile a stricat totul. Bea și vomită ca porcul, sau se apucă de mâncat iarăși până vomită, sau se apucă de înjurat și de prostii, sau de alte dezmățuri, și tot ce a clădit în 7 săptămâni de post, odată distruge. De ce? Pentru că firea noastră voiește. A spus apostolul Pavel, eu nu fac binele pe care îl doresc, fac răul pe care nu-l doresc, pentru că trupul e neputincios. Trupul te ține și în pat, trupul te ține și la televizor, trupul te trage și la crâșcă, și la țigară, și la desfrâu, deci el este neputincios. Dar trebuie să-l târii după tine tot timpul și să-l cari în fața lui Dumnezeu și să-l părăști. Doamne, iar a vrut mâncare multă, iar a vrut somn mult, iar a vrut lene multă, iar a fost nepăsător, iar m-a îndemnat să înjur, iarăși m-a făcut să bat jocoresc. De ce? Să fugă dracul. Că diavolul trupul pândește, nu sufletul. Sufletul e în mâna lui Dumnezeu. Așa spune, sufletele drepților sunt în mâna lui Dumnezeu, Isaia. Și munca nu se atinge de ele. De ce? Pentru că avem vremea de pocăință. Ei, această vreme de pocăință a gustat-o și Petru. Când i-a pus prima dată întrebarea, Petre, mă iubești tu pe mine? A înghețat. Și atât am mai putut spune, da, Doamne, te iubesc. Mă întreb ca o temă pentru acasă, credeți că a avut curajul să-l privească în ochi? Nu. A pus capul în pământ, pentru că n-avea ochi să-l vadă pe Hristos, când el știa că s-a lepădat de el și nu l-a recunoscut. A spus, nu-l cunosc pe omul acesta. Și Mântuitorul ce răspuns îi dă la întrebarea lui măruntă? Paște oile mele. Adică deja ești apostol, te-am iertat, e prima formă de iertare. Și îl întreabă a doua oară, Petre, mă iubești tu pe mine? De ce a accentuat punând întrebarea a doua oară? Că și în Evanghelie e și semnul exclamării și semnul cât când e scris textul. Deci accentuează tocmai pentru a-i dezveli rana ascunsă și otrava care îl chinuia pe Petru. Și atunci Petru, făcând ochii mari, a zis: da, Doamne, te iubesc! Și atunci ce îi spune Mântuitorul? Paște melușeii mei, adică pe cei neputincioși și mici care trebuie să ajungă la o statură înaltă. Când spune paște oile mele, se referă la piatra apostoliei, ierarhia, clerul, diaconii, preoții, episcopii, deci tot ce ține de apostolie. Aici acum era vorba de credincioși. Dar Mântuitorul nu s-a lăsat convins, pentru că au fost trei lepădări. Și l-a mai întrebat încă o dată foarte apăsat: Petre, chiar mă iubești tu pe mine? De ce? Pentru că avea un răspuns anterior din gura lui Petru: Doamne, eu cu tine până la moarte. Și ce îi spune Mântuitorul? Până va cânta cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Și a plâns Petru cu amar, dar Mântuitorul a avut căință cum? Noi avem două feluri de căință, noi oamenii ortodoxi. Apostolul Pavel ne dă formele. Ceea ce ziua greșiți, în așternuturile voastre vă căiți. Pâinea mea cu cenușă am mâncat și băutura mea cu plângere am amestecat, adică taina smereniei, ceea ce faceți voi acasă, fiecare în legea lui, și de-abia ăla-i plânsul curat și bun. Deci nu ăla de la vedere. Plânsul de la vedere e o fățărnicie. Să le vezi pe Sfintele Mironosiții Ortodoxe de azi, cu Batista, cum să scrie fosea când la Evanghelie, când la Heruvic, aia e slavă de șartă, e un drac mare cu 8 coarne. Și a doua formă de pocăință: din bunăvoia mea mă voi mărturisi Domnului și voi pune înaintea feței tale toate păcatele mele. Și unde știm lucrul acesta? Din Catisma 14, când Dumnezeu s-a supărat pe păcătos și l-a întrebat așa: de ce e așezământul meu de lege prin buzele tale, când cu cel târhar și curvar partea ta puneai? Crezi că am să fiu asemenea ție? Te voi mustra și voi pune înaintea feții tale toate păcatele tale. Și nu va fi cel ce te izbăvește, nu va fi până la unul. Adică nici Dumnezeu, nici îngerul, nici sufletul nu se va mântui. Deci, ce vrea să scoată în evidență? Vrea să scoată în evidență că atunci când te spovedești, deci chiar trebuie să o faci convins și sincer de trei lucruri. Că ai spus păcatele în fața Domnului. Mai avem noi așa, chiar era o glumiță veche de mulți ani de zile. A venit o doamnă frumoasă, foarte drăgălașă, dar și cultă. Nu era vorba de o femeie nepregătită. Și cu un aer din ăsta sufocant, așa, am zis: ce doriți? Păi aș vrea să mă spovedesc. Vă rog să stați în genunchi. Nu pot să stau în genunchi, sunt profesoară. Mergeți și vă spovediți la un profesor, zic. Adică i s-a părut jenant să se pună în genunchi în fața preotului și să-și spună păcatele. Eu n-am putut să pun în genunchi, că trebuia să stea în fața mea. Asta e formula. Și a plecat foarte indignată și a spus: nu, asta nu pot face. Doamne ajută, sănătate. Acum vă întreb eu pe dumneavoastră, profesoarele, că mai este o modă în popor: ei, n-am nevoie de preot, eu mă duc și mă spovedesc la un copac, în natură, sigur. Poate mergi să te spovedești la ăla care te-a destrăbălat, poate mergi să te spovedești la crâșma unde ai băut, la acel tutungiu care ți-a vândut țigările, la doctorul care ți-a făcut întreruperea. Nu! Mergi în fața lui Dumnezeu și stai în fața apostolului, cum a stat și Petru în fața lui Hristos. Și îi spui: da, Doamne, eu sunt cel care am greșit la cer și înaintea Ta. Te rog, iartă-mă, primește-mă ca pe unul din argații Tăi. Și ce-a făcut Tatăl? L-a sărutat, l-a iertat, l-a dezlegat, i-a dat mantia, adică haina spălării păcatelor cu lacrima, i-a dat inelul în mână, adică dezlegarea, iertării, binecuvântarea, i-a tăiat vițelul gras, adică i-a făcut liturghie și i-a dat și sandale în picioare, că i-a arătat calea Evangheliei. Bă, pe aici trebuie să mergi de acum, că așa e corect. Și nici n-a ținut cont și a făcut veselie multă. Deci, vedeți? Sau cum spune acolo la nunta fiului de împărat sau la cina cea mare, când a fost chemată toată lumea și unii n-au venit că n-aveau chef și așa mai departe. Și Dumnezeu a spus, încă sunt locuri, aduceți de peste tot, din târguri, din ulițe, așa și aici. Deci Petru nu s-a mărturisit pe sine, ci a mărturisit întreaga umanitate apostolică care de acum slujea Domnului. Da, Doamne, și aici a fost foarte frumos. A fost cel mai interesant răspuns pe care l-a putut da Hristos umanității în fața lui Dumnezeu, dar pentru toate veacurile. Și aici se scoate în evidență ce? Atotputernicia lui Dumnezeu și slăbiciunea minții noastre. Avem noi un stih în psalm care spune așa, Doamne, Tu toate le știi, și rărunchii, și tainele inimii, toate le știi. Ei, așa e stihul la psalm. Acum întreb eu, de ce Petru a fost nevoit să spună această formulă? Doamne, nu, întâi spune așa, Petru s-a mâhnit cu amar și a spus așa, Doamne, Tu știi toate, Tu știi și cât eu Te iubesc. Deci vezi? Aici e mărturia. În primul rând, chiar dacă ascunzi tu ceva sau nu vrei să spui, Dumnezeu știe și zdrobirea din inimă, și perversitatea, și viclenia, și prefăcătoria, și totuși te iartă, că așa vrea El, de asta și-a vărsat sângele pe cruce, dar știe și cât îl iubești. Și aici mă întorc la ceea ce v-am spus de multe mii de ori. Vin unii și spun, Părinte, vă mulțumesc, am făcut un pomelnic, mi s-a împlinit cerere. Sigur că da, proscomidia funcționează, liturghia funcționează, liturghierul e pe masă, molitfelnicul e pe masă. Altul spune, Părinte, am făcut pomelnic, m-am rugat, am făcut tot ce mi-a spus, nu s-a îndeplinit. Foarte bine. Acum rămân două variante. Ori facem cu TVA și dăm banii înapoi, ori te rogi tu mai serios și mai categoric să-L convingi pe Dumnezeu că intrând în casa Lui ai nevoie de El. Nu spunând acea vorbă, Părinte, am fost, eu vă spun sincer, că omul e sincer. Am fost și colo, și colo, și colo, dar să știți că am încercat și la biserică. Tocmai pentru că ai încercat la biserică, n-ai reușit. Dacă veneai la biserică, chiar reușeai. Deci trebuie să înțelegeți că aceste încercări pe care le sloboade Dumnezeu, dumneavoastră credeți că Petru a fost un apostol prost, un terchea-berchea, adică l-a ales Dumnezeu așa de flori de măr și a văzut că s-a lepădat, ăsta e un mare cretin, nu mai am nevoie de el. Nu! A vrut să arate prin nestatornicia și slăbiciunea lui Petru cât de nestatornică și de neputincioasă este firea umană. Vezi minuni și nu te schimbi. Vin babele toate entuziasmate și încep să-ți povestească, Părinte, am văzut lacrimi la icoane, mir, am văzut morți dând din degete, înviați, măturau prin capelă, tot felul de invenții de ale lor, descoperite, vise, ciudate, arătări de îngeri. Te crucești încă o Evanghelie, a cincea, după Sfântul Apostol și Evanghelist creștin-ortodox. Ei! Dar nu se schimbă niciuna. Tot rele sunt, tot clănțănoase sunt, tot orgolioase sunt, tot mândre sunt, tot încăpățânate, tot vanitoase. Păi dacă ai văzut minuni și nu te-ai schimbat, cui folosești? Altă variantă. Petru a văzut schimbarea la față pe Tabor. Oare nu văd oamenii noștri zilnic schimbarea la față a Mântuitorului în Sfânta Liturghie? Pui o bucată de prescură adusă de Baba Maria pe masă și la amiază mănânci din ea împărtășanie? Câte schimbări la față n-avem în fiecare zi? Și câte două pe zi dacă ai două altare? Și câte trei pe zi dacă ai trei altare? Dar schimbarea la față a arătat-o ucenicilor săi pe cât li se putea. Deci pentru că mintea nu vrea să priceapă, sufletul nu vrea să înțeleagă și voința nu vă lasă să vă adânciți în esență, atâta vi se arată. Un popă cu un potii rămână, mi-a plăcut odată de o profesoară universitară, foarte deșteaptă femeie. Și am zis, Doamna Ana, dar veniți foarte rar pe la noi, ce s-a întâmplat de nu v-am văzut de multă vreme? Părinte, vrei să fiu sincer? Că știi că eu de matana n-a spus nimic. Da, spuneți. mă enervează în fiecare duminică la fel același lucru. Să treacă preotul cu ceva pe cap, să se spuie Tatăl nostru și crezul și la urmă vorbește el acolo de ale lui. Nu prea am fost atentă. Dar ceva mai diversificat, păi zic, aia e Sfânta Liturghie. Da, este așa ceva? Da, mamă, zic, este Sfânta Liturghie care se face în fiecare sărbătoare. Apă nu-mi place genul ăsta de slujbă, că am fost de multe ori și-s plictisită. Deci ea nici nu înțelegea ce înseamnă Sfânta Liturghie. Deci nici nu înțelegea esența acestei liturghii, că într-o singură liturghie de genul acesta se spală toate păcatele orașului Iași. Pentru că spun orașul Iași că suntem de aici. Dar în Suceava au liturghiile lor, Bucureștiul liturghiile lor, deci în fiecare oraș ai biserici. Ei, păcatele pentru tot clerul, pentru tot poporul, pentru cei ce stau înainte, pentru cei ce cântă, pentru cei sostenesc, binefăcători, miluitori, slujitori, bătrâni, tineri, pe apă, pe uscat, pe aer, pe văzduh, toți sunt pomeniți. Și când se spală și se pune căruța aia de părticele, care o vedeți pe disc, așa cât o căchiță, și se pune în potir, să iartă păcatele la toți. Eu îi pomenesc pe cei care îi cunosc, alt preot pe cei pe care îi cunoaște, celălalt, fiecare cu ai lui. Și atunci când se unesc toți acolo, se întâlnesc cu Dumnezeu. Asta înseamnă puterea Sfintei Liturghii. Petru n-a înțeles asta. Deși a văzut în Joia Mare, luați, mâncați, acesta e trupul meu, cu aceeași vanitate s-a lepădat de Hristos și cu aceeași frică a fugit ca ultimul om de rând. Deci asta trebuie să înțelegeți. Când Dumnezeu nu ne ascultă, vrea de la noi mai multă voință, rugăciune și seriozitate, iar când ne împlinește cererea, este și varianta asta. Ne dă ca apoi să ne poată cere socoteală că ne-a dat și n-am știut să-i mulțumim sau să prețuim ceea ce am primit. Și de aia uneori îți dă prea mult și a pățea și mai mult. Că spune în Scriptură, cui are, dacă cere, îi să mai dă și cui n-are, îi să ia și ce are. Așa că facă bunul Dumnezeu ca aceste argumente prin care moartea a fost stârpită, a devenit somn, iadul a fost golit, a devenit gol, diavolul a fost legat, a devenit rob, omul a fost eliberat și a devenit împărat, să avem loc în Împărăția lui Dumnezeu, Doamne, cântând Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Amin.